În dispecioratul Ismehedin s-a primit un apel prin 112 prin care a fost anunțat un incendiu de vegetație uscată izbucnit pe raza localității Gârbovățul de Sus, comuna Căzănești. Apelantul a fost cel care a recunoscut că a incendiat vegetația uscată și nu a mai putut face față flăcărilor. La fața locului s-au deplasat inspectori din cadrul inspecției de prevenire, Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta, care au luat măsurile ce se impună pentru sancționarea persoanei responsabile de această situație.